Autoritățile din Gorj nu au participat la aniversarea a 25 de ani de la înființarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Unitatea de învățământ a împlinit un sfert de secol de activitate universitară, prilej cu care conducerea a oferit distincții. Profesorul universitar dr. Tudorel Ciurea a prezidat o ședință aniversară a primului senat al UMF. Primul rector al universității a primit și prima medalie de aur emisă până în prezent de instituție. Universitatea de Medicină și Farmacie a primit o diplomă aniversară din partea Ministerului Educației, dar și o plachetă aniversară din partea Primăriei Craiova. Printre invitații care s-au adresat celor prezenți în Aula Magna au fost Daniela Burghilă, director general în Ministerul Educației, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, Cezar Spânu, rectorul UCV și profesorul universitar dr. Ion Rogoveanu, președintele Senatului UMF. La eveniment a participat și înalt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei, dar și autorități din Oltenia, printre care șefi de consilii județene. Șefii județului Gorj nu au luat parte la evenimentele prilejuite de aniversarea UMF Craiova.